Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimpe, emisiunea de promovare electorală. La această oră îl avem invitat în studioul Capital TV pe domnul Adrian Botca, candidat din partea Plus pentru Consiliul Local Hațec, pentru funcția de consilier local. Bună ziua, domnule Botca, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am regăsit. Lung e drumul până la studio. Lung și aglomerat. Și aglomerat. Da. Ok, păi na, se plimbă lumea, chiar dacă, uite, suntem în plină pandemie și așa mai departe. Ce mai e pe la Hațec, domnul Botca? Cum stați cu campania electorală acolo? Eu zic că bine. Normal. Povestim cu oamenii. Toți ziceți că stăm bine, da. O să ziceți că stăm rău. Da, exact. Dacă nu zici că stai bine, atunci deja ai o problemă din start. Și dacă zici că stai rău, pe cine interesează? Păi, în primul rând, ar trebui să te intereseze pe tine. Exact, ca să știi ce ai de făcut în continuare. Pentru că este o emisiune de promovare electorală, puteți spune în acest moment, dom'le, de ce vreți dumneavoastră să fiți consilier local, dumneavoastră și echipa dumneavoastră de consilieri? Ce vreți dumneavoastră să faceți? Cum vedeți lucrurile? Dar să-mi spuneți că aveți viziuni și dumneavoastră ca alți candidați, că mă apucă bățul. Important e să nu ai vedenii, da? Da, păi e tot pe acolo. Se confundă foarte ușor, da? Se confundă, da. Așa, deci, așadar și prin urmare. Așadar și prin urmare. Ce căutați în politică? Asta știm deja, vreți să fiți viceprimar dacă câștigă altcineva. Dar până la câștiga cineva sau altcineva, trebuie să vii în fața electoratului cu un program. Care este exact programul nostru? Da, cel mai important este programul care vii în fața electoratului, dar așa cum ai discutat să noi și înainte la un moment dat, dacă ne uităm pe diversele materiale de promovare ale partidelor, eu cel puțin am constatat că o mare parte dintre propunerile cu care vin aceste partide sunt comune. Asta probabil că este un lucru... Ați furat unii de la alții? Bă, nu, bănesc că e un lucru bun. Înseamnă că lumea identifică corect problemele orașului și probabil că acestea sunt în mod real. Cred că marea diferență va fi la cum le implementăm. Că până la urmă aceste probleme nu sunt greu de identificat. Marea diferență, repet, va fi la partea de implementare, zic eu. Asta e ca și când noastră vedeți jumătatea plină a paharului. În general, eu văd pe aia goală și tot la părerea mea rămân că le ciordesc unii de la alții. Da, ai diferența între optimist și pesimist, de care cum vede jumătatea. Dar eu am fost învățat de-a lungul timpului să văd în fiecare problemă o oportunitate. Și atunci, dacă identifici corect soluția problemei, ea într-adevăr devine o oportunitate, pentru că și crizele, uitați-vă și asta prin care trecem acum, o să dea naștere la foarte multe oportunități. Așa cum vorbeam înainte, de ce în politică, de ce acum, fac referire iară la echipă, atât la echipa Plus, pe care am reușit să o închegăm la Hațeg, oameni care, repet, au fost implicați în comunitate și până acum, nu au răsărit de undeva de nicăieri. Și aici fac o paranteză, ar fi un exercițiu extrem de interesant de făcut să vă uitați pe paginile de social media a diversilor invitați pe care aveți sau a candidaților pe care aveți, să vedeți câți dintre ei au fost într-adevăr implicați în cadrul comunității și înainte de alegeri. Pentru că ce vrem noi să facem diferit va fi modul de abordare, cum se va lucra în Consiliul Local pe viitor. Deci noi vrem să facem, am mai repetat chestia asta de câteva ori, vrem să facem din acest Consiliu un organism viu. Și atunci este foarte clar că el va fi extrem de pestrit. Nu cred că cineva va mai putea face o majoritate simplă acolo. Vorbesc de un singur partid. Va fi extrem de interesant de văzut cum se vor forma acolo niște echipe și cum vor reuși să lucreze împreună. Pentru că asta este o chestie esențială pentru următorii 4 ani, ca să funcționeze acest Consiliu. Și noi, eu vă ascult. Da, noi am zis că în primul și în primul rând trebuie să identificăm problemele și să le adresăm fiecăruia în parte, în funcție de pregătirea pe care o are, în funcție de experiența pe care o are, pentru că e
extrem de important să identifici corect aceste probleme și să le adresezi. Dacă nu ai soluția, te duci și o cauți în altă parte, dar trebuie să știi și unde să o cauți. Bun. Echipe care să lucreze împreună în consiliu local. Ce este? Echipe care să lucreze împreună, mă refer la echipele de consilieri a diverselor partide care vor fi acolo. Adică, cum să lucreze până acum, împreună? Adică ce se fac? Până acum ședințele de consiliu local, conform legii, sunt publice. Dacă tu le lași doar așa, la modul ăsta, ședințele sunt publice, nu știu câți vor fi interesați sau câți știu despre chestia asta și știu unde să caute ca să afle despre ceea ce se discută acolo. Dacă te interesează într-adevăr să faci ceva acolo, trebuie efectiv să promovezi aceste, în primul rând, subiectele care se vor discuta în aceste ședințe. Trebuie să stai de vorbă și cu oamenii, să vezi dacă aceste probleme care le identifici tu și soluțiile cu care vii se pliază într-adevăr pe problemele lor, adică îi ajută într-adevăr sau nu. Și asta duce la un dialog cu cetățenii. După aceea, și aici și voi să aveți un rol extrem de important în chestia asta și sper să ni-l asumăm împreună, în a promova la modul real aceste ședințe, pentru că atunci se va vedea clar cine vine doar să moțe acolo și să voteze și cine vrea într-adevăr să facă treabă în Consiliu. Bun, de atunci nu am înțeles. Echipe care să lucreze împreună în Consiliul local. De exemplu, dacă noi venim de la Plus, o să avem câți consilieri o să avem, ca să trecem un proiect, venim cu o idee, trebuie să ne-l promovăm în Consiliul Local, în primul rând, după ce am discutat, bineînțeles, cu cetățenii și am văzut că este ok. Ca să putem să-l promovăm, ne trebuie, depinde de proiectul de care facem vorbire, ne trebuie ori o majoritate simplă de 9 voturi, marea majoritate dintre hotărâri trec cu 9 voturi. Da? Atunci trebuie să vedem cu cine putem discuta, cine ne poate susține proiectul ca să facem majoritatea și, repet, noi o să susținem la rândul nostru, o să votăm proiecte venite și din alte părți, indiferent de partidul de la care vine, atâta timp cât această decizie este în favoarea cetățeanului și se poate aplica. Am înțeles. Dar ce proiecte aveți? Proiecte sunt foarte multe. Deci noi le-am structurat pe capitole. E clar că nu o să avem acum timp să trecem prin toate, de aceea invit oamenii să se uite în primul pe pagina noastră de Facebook, Plus Hatseg, unde găsesc detaliate aceste lucruri. La fel o să dăm câteva pliante. O să vorbesc în primul rând despre felul nostru de a gândi. Deci noi, așa cum aminteam și în emisiunea anterioară, am încercat să structurăm aceste probleme, să vedem de unde începem treaba cel mai simplu, pentru că reamintesc, probleme care se rezolvă doar cu bunăvoință, nu trebuie neapărat un buget și care țin doar de tine, ălea care au nevoie de buget și țin de tine și ălea care au nevoie și de terți, avize, retrocedări și așa mai departe. Da? După ce identifici aceste probleme, începi să le prioritizezi, să vezi care din ele poți să le aplici cât mai repede și, așa cum spuneam înainte, diferența se va face la modul de implementare. Noi am gândit acest fluturaș cu niște căsuțe, unde o să invităm oamenii să bifeze de-a lungul timpului ceea ce noi am promis. Și asta i-aș îndemna să facă pentru fiecare fluturaș sau material publicitar pe care îl primesc. Majoritatea sfârșesc în coșul de gunoi. Eu o să le păstrez de acum și o să mă uit peste ele periodic. Să văd la 6 luni, la 1 an, ce a promis unul, ce a promis altul și ceea ce vor face. Pentru că fără o presiune din partea societății, nu se va face mare lucru. La un moment dat, lucrurile vor lâncezi. Deci este foarte important ca cetățenii să fie implicați în acest proces. Și automat și membrii Consiliului. Pentru că s-a tot mers pe ideea, deci se tot pedalează pe ideea că primarul face totul. Nu. Consiliul Local are un rol extraordinar de important, care cred că este minimalizat în momentul de față. Eu vă ascult, nu, ce să zic. Tot n-am înțeles care sunt proiectele. Bun, haideți să le luăm pe rând. 1, 2, 3. Haideți să le luăm pe rând. În domeniu, vorbim aici și, de... Mă scuzați, ai dat Consiliului Local un rol de parcă zici că e Senatul Romei. Teoretic așa ar trebui să fie, dar e Senatul orașului.
Dar trebuie să vedem și cine e în senatul ăla și ce vrea să facă sau exact ce știe să vorbim. Facă. Exact. Da, asta cu... da, ca să trecem concret la proiecte. Deci noi le-am structurat aici, așa cum vă spuneam, pe niște capitole. Pe administrație, pe sănătate și siguranță publică, turism și mediu, cultură și infrastructură turistică, pentru că turismul este foarte important în zona, eficientizare energetică, mobilitate urbană. Aceste proiecte ale noastre, în primul și în primul rând, trebuie să convergă cu politica partidului, pentru că Plusul este, cred că, singurul partid care a lucrat efectiv la programul acesta de guvernare de mulți ani și a avut foarte mult, în jur de 30.000 de specialiști implicați pe aceste domenii. Bineînțeles că acestea trebuie adaptate clar la politica, la realitățile locale, pentru că ar trebui să începem totuși la nivel local să facem mai multă administrație și mai puțină politică. Și acum, ca să mergem la concret, pe partea de tineret. Foarte multă lume spune că tineretul trebuie ținut în hațe prin diverse forme. Ce poți să-i oferi ca să se întâmple acest lucru? Odată, niște oportunități de a avea ceva de lucru și, doi, divertisment. La partea de divertisment, ceea ce lipsește destul de mult acum în oraș este posibilitatea de a practica un sport. Acest lucru se întâmplă în momentul de față prin bunăvoința câtorva oameni care fac chestia asta mai mult la nivel de hobby. În cadrul Consiliului Local, de exemplu, există un club sportiv care are mai multe secții. Din păcate, bugetul care este alocat acestui club este cumva disproporționat. Merge într-o măsură foarte, foarte mare într-o anumită direcție și către deloc, la celelalte sporturi. Or să nu uităm că noi în HATSEG avem oameni care au format o echipă de handbal și unde merg în jur de 20 ceva de copii și au avut și rezultate notabile la nivel regional și județean. Este club de tir cu arcu, care iar au avut rezultate la nivel național. Volei, taekwondo, judo, vorbesc de astea care funcționează acum în diferite forme. Că e club privat și ai o anumită cotizație acolo, că e efectiv cineva voluntar. Ceea ce trebuie noi să ne asumăm în Consiliul Local este să stăm de vorbă cu acești oameni, să vedem la ce nivel sunt acum și de ce ar avea nevoie în continuare ca să meargă lucrurile mai bine și să poată să-și facă treaba. Bun, acum depinde și cine e președinte la clubul ăla sportiv, că s-au tot perindat pe acolo, din câte știu eu, unii și alții, chiar ca și clientelă politică, ca să spun așa. Mai știu că de la Consiliul Local s-au acordat de-a lungul timpului diverse sume de bani, la diverse asociații. Știu că unele dintre ele nu și-au făcut nici acum descărcarea de gestiune sau raportul către Consiliul Local, deși trebuia să facă lucrul ăsta destul de mult timp. Da. Bun, asta în ceea ce privește sportul. Exact cum spuneam, trebuie văzut cum au fost alocate aceste sume, pe ce criterii și ce se poate îmbunătăți vis-a-vis de treaba aceasta. Bun, asta cu sportul. Cu sportul și legată, bineînțeles, de tineret. Pe partea de, așa cum aminteam înainte, pe partea de turism, da, și aici intrăm Botca, deja... La Hațeg nu este un stadion, adică dacă te pui acolo și plouă, îți plouă în spate, în ceafă. Unde să se întâmple lucrurile astea? Cum ne întoarcem iară la sport, deci acolo trebuie asigurată... Păi mi-am adus aminte. Trebuie asigurată baza materială. În primul și în primul rând, baza materială. Oamenii care fac chestia asta vor veni cumva de la sine. V-am zis, cunosc personal cel puțin 5 persoane care se ocupă pro bono de chestia asta. Adică nu au nevoie de bani pentru asta. Acum vreau să vă pun o întrebare așa mai încuietoare un pic. Știți cumva și cum se face? De exemplu, când v-ați propus să vă ocupați de chestia asta cu sportul? Dacă ajungeți consilier local și viceprimar. De treaba cu sportul ne vom apuca imediat cum ajungem acolo. Adică, repet, luăm toate problemele. Adică din 28 septembrie? Hai să zicem din 29. Și ce o să faceți? Două secunde. Prima dată... Două secunde. Da. Ce o să faceți? Adică vă veți ocupa, ce o să faceți? Prima dată, așa cum spuneam, luăm toate problemele, oportunitățile la rând.
și le identificăm nevoile. Și a doua, pe măsură a doua ce oară, le identificăm nevoile, păi, spun eu, le prioritizăm. Un acoperiș acolo. Nu o să mă apuc acum să... Faceți acoperiș anul ăsta? Eu nu o să mă apuc acum să dau soluții, pentru că eu am fost învățat, venit din domeniul privat, să vorbesc, acum. Nu sunt diplomat, sunt foarte direct. Așa. Eu vorbesc în momentul în care am datele pe masă. Păi, deci dar eu vă spun, ar fi nevoie, și știți noastră, ar fi nevoie de un acoperiș acolo. Este nevoie, da. Bun, dacă este nevoie, reușiți să-l faceți în toamna asta, presupunând că ajungeți consilier local și viceprimar? Mă îndoiesc că sunt sume alocate pe buget. Așa. Trebuie văzut unde sunt alocate sume și dacă nu sunt alocate sume, în viitorul buget să prindem aceste sume în măsura în care se poate. Da, dar acum înțeles. Nu vorbim asta doar de bugetul ideea. Local. Și când se face lucrul ăsta, știți cumva? Teoretic sau practic? Pentru că și totdeauna ajungem cu el. Teoretic ar trebui să fie gata în decembrie pentru anul viitor. Practic așa, ajunge practic, și prin martie după el. Așa, când se votează planul anual de achiziții și toate exact. Astea. Bun, v-ați făcut problema... Problema este că trebuie identificate foarte, foarte bine sursele de finanțare, pentru că acestea pot fi buget local, pot fi, bineînțeles, fonduri europene care vor urma să vină. Aici are foarte important să vedem axele pe care vin, cât e partea de cofinanțare. Deci sunt foarte multe detalii care trebuie discutate. Da. Ce vrem noi să facem diferit, că am mai avut discuția asta și înainte. Ce căutați voi aici venind din mediul privat? Tocmai vrem să folosim experiența Bun, pe care... Eu repet, da. Mediul privat e una și administrația publică. Da, dar vrem să folosim experiența pe care o avem în mediul privat în a folosi bugete, în a identifica nevoi și oportunități și să le punem pe masă din cu acest să facem o situație. Nu va fi ușor, sunt absolut convins. Va trebui lucrat în primul și în primul rând la mentalități. Așa, să continuăm. Cu alte proiecte. Vis-a-vis de turism, un proiect extraordinar de important la turism este crearea celui dinoparc la Hatzeg. Asta, deja ideea este discutată de mult timp. Au fost luate în calcul câteva posibilități. Aici, clar, trebuie să identificăm varianta optimă pentru a pune în valoare acest dinoparc. Că-i privat, că-i public-privat, că e finanțare europeană, o să trebuiască să le luăm la rând și să vedem care e cea mai bună variantă. Iar una dintre problemele care există la Hatzeg și Hatzegul este destinația ecoturistică, așa cum menționam și înainte, din 2015 avem membri în echipă care au lucrat la promovarea zonei și la acest lucru. Cea mai mare problemă a zonei vis-a-vis de turism în momentul de față o reprezintă sezonalitatea. Faptul că lucrurile se întâmplă acum, în general, între iunie și septembrie, cu vârf pe iulie-august, care creează și o mare presiune asupra operatorilor din turism și alimentația publică. Ideea este că acest sezon trebuie mărit. Cum îl poți mări? Prin a crea evenimente. Adică, acum toată lumea se promovează cumva punctual, fiecare de capul lui. Chestia asta e ca un fel de picătură într-un ocean, adică efectul la nivel național este mic sau foarte mic sau irelevant. Aici poate interveni Consiliul Local prin a genera o chestie de promovare locală, prin a încuraja și a aduce în zonă tot felul de evenimente, care bineînțeles să fie scoase din sezon, întinse pe cât posibil pe tot parcursul anului. Bun. Am înțeles, turism, extra sezon și așa mai departe. Parte de... Două secunde. Vreau să-mi spuneți și altceva, că o să zică lumea, băi, Botca vrea turism, că el are pensiune, normal că e interesat, direct interesat de chestia asta. Eu vreau să știu, nu știu, domnule, cu ce puteți îmbunătăți noastră viața oamenilor care nu au ei nicio treabă cu turismul, cu dinoparcul și cu astea, că... Totdeauna voi vorbi foarte mult despre turism. De ce? Pentru că, așa cum aminteam, la noi în echipă sunt oameni care se pricep pe anumite domenii foarte bine. Eu am pretenția că mă pricep aici și da, bineînțeles că o să beneficieze și firma mea de pe partea de turism, dar pe lângă asta vor beneficia multe alte firme și mulți alți oameni, pentru că este o mare oportunitate pentru Hatzeg, chestia asta. O ai acolo. Nu mai trebuie să inventezi nimic, trebuie doar să profiți. Vor beneficia alte firme, domnul, și mulți alți oameni dacă vor angaja pensiunile din Hatzeg, dacă vor începe să angajeze personal.
Dacă am vor începe spus lucrul ăsta și am avut și dacă discuția vor începe, și în privat. Exact, și... Pentru că în momentul de față este 120 de pensiuni, din câte știu eu, în orașul Și dacă se va verifica și la finanțe... Dacă se verifică la finanțe, discuție. Nu știu câți angajați sunt și cât s-a plătit de către acele 120 de pensiuni către bugetul statului, având în vedere faptul că sâmbătă în Hațeg nu găsești o cameră. Aici iară trebuie... Deci mi se pare un pic că da, e ok, facem turism, facem șosele, facem de toate, da, pentru 120 de pensiuni, unde trăiesc 120 de familii, da? Și nu numai. Și nu, nu știu. Deci, da, acum nu toate, hai să nu cădem în extrema cealaltă. Eu cad. Deci sunt multe pensiuni care, într-adevăr, funcționează cu una, două camere, unde este 100%. Da, ai lăsat că toate au mult mai multe. Nu știu, eu, de exemplu, am cred că e o pensiune una... fără trei camere. Există și cu două, poate cu una nu, dar cu două mai sunt că între ele. Dar de 50 vorbind, de, noapte. Vorbind de mod de lucru, într-adevăr, deci, în primul rând, acolo trebuie creat o concurență loială. Că și de asta vorbim, că aia care își plătesc taxele, oamenii și așa mai departe, au alte costuri de funcționare. Și atunci, exact, nu se poate niciodată da o cameră cu 50 de lei pe noapte. Deci, clar, se creează o concurență neloială. Dar trebuie să, întotdeauna prima dată, trebuie să oferi condițiile de dezvoltare și după aia să vii să pui parul sau biciu pe ei. Deci, într-adevăr, dacă acest lucru se va dezvolta, acum e foarte greu și pentru noi să trăim două luni pe an și după aceea să ne facem bugetul în așa fel încât să suportăm nu știu câte luni de pierdere. Cu atât mai mult la un nivel de una, două camere. Dar dacă le oferi posibilitatea să crească business-ul, bineînțeles că după aceea trebuie să ai pretenția ca și ei la rândul lor să dea ceva înapoi către comunitate. Și asta înseamnă, într-adevăr, taxe plătite care se duc și la bugetul local și automat în folosul cetățenilor. Deci perfect de acord cu chestia asta. Nu vor beneficia doar cei care sunt în turism. Acolo beneficiază până și oamenii care vând în piață, care merg și își vând roșiile și așa mai departe. În mod normal, aceste pensiuni nu prea au facilități de servire a mesei. Sunt foarte puține aceste pensiuni. Ăștia merg și își cumpără din piață câte ceva și mai fac acasă. Vin cu salamul, cu nu știu ce, și fac un sandwich, da? Deci ăștia toți sunt bani care se întorc într-un fel și altul. La taraba din piață, la magazinul, sper să avem și un magazin de suveniruri, la altele și la altele și la altele. La fel trebuie să organizăm activități culturale care să aducă oameni în Hațeg. Tot așa prin intermediul ONG-urilor, că până acum toată treaba asta a fost făcută pe ONG-uri, s-au organizat competiții sportive, s-au organizat diverse manifestări culturale care au adus mulți oameni în Hațeg și care încet devin ambasadori ai țării Hațegului. Deci, practic, îți faci marketingul pe banii lor. Este inadmisibil ca acea sală de spectacole de la Hațeg să funcționeze ca și tarabă de vândut pantofi și haine de piele. 6 luni pantofi, 6 luni haine de piele. Cred că știți că ultimul eveniment cultural a fost cu... Așa. Păi și dacă e inadmisibil... Da. Dacă e inadmisibil, ce a tras atenția actualei administrații publice locale? O avem în program și ăstea vor fi, de-aia vrem noi să intrăm în administrația publică, pentru că până acum v-am zis, ne-am implicat ca și membrii ai comunității, da? Păi și mai adună directorul pereche de papuci, văzând mai că... E normal să aducă pe stați că vine iarna și vin blănurile imediat în holul cinemaului. Corect. Sau acasă e de cultură. Văzând că treburile se mișcă așa cum se mișcă, am luat decizia să intrăm și noi să fim parte a decizii. Și atunci, bineînțeles că o să ne și asumăm chestia asta. Deci atunci nu o să stăm, așa cum am văzut alți invitați, să se întrebe după ce au stat 8, 10, 12 ani în administrație, cum e posibil, domnule, așa ceva? Păi aia tu ar trebui să-mi spui mie. Și dacă noi o să intrăm în administrație, puteți fi convinși că peste 4 ani, dar nici nu trebuie să dureze 4 ani, în funcție de probleme, peste 6 luni, peste un an, peste 2, în momentul în care o să ne întrebați de ce se întâmplă chestia acolo, o să trebuiască să venim cu o explicație clară, pertinentă, argumentată pentru fiecare dintre aceste lucruri. Pentru că probabil că vor fi anumite lucruri pe care nu o să le poți face. Dar cel puțin să vii atunci și să spui nu s-a putut face pentru că. Și
deoarece am încercat să facem așa și n-am reușit, data viitoare, uite ce avem de gând să facem. Sau dacă aveți altă idee, vă rog frumos, veniți și spuneți-mi și o să încercăm să o implementăm. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o societate normală. Iară se întreabă anumiți oameni care au fost legați de administrație, cum e posibil, și am întreb și eu, cum este posibil să mergi, să dai drumul la autorizații de construcții, să faci cartiere întregi, străzi întregi, fără ca tu să ai utilități acolo. Deci și eu mă întreb chestia asta și asta ar trebui să oprească, adică să ai un plan, o viziune. Nu poți să mergi întotdeauna cu chestia asta de pe o zi pe alta. Hai să ne facem un plan pe termen mediu și lung și în funcție de acest plan să vedem dacă vrem să construim acolo. Hai să vedem utilitățile de care avem nevoie, când le putem băga, cum le putem băga. Inclusiv a îngropa toate aceste hățișuri de cabluri care sunt peste tot. Hațeg e un oraș de munte, foarte frumos, o să încerci să faci o poză cu retezatul. Nu o să reușești. Așa, și din cauza să îngropați noastră cablurile? Printre altele, deci nu doar asta. Este una dintre... Cel puțin la proiectele păi care... Păi n-a reușit robul la Timișoara, reușiți noastră. Cel puțin la proiectele care vor fi implementate de acum înainte, va fi una dintre priorități. După care, în funcție de... Și iară vorbim unde identificăm bugete și cum le identificăm, o să încercăm să le facem și celelalte. Dar în momentul în care se face o reparație la o stradă, haideți să o facem cum trebuie. Pentru că tot aici ne întoarcem. Atunci când îți faci o lucrare acasă, îți renovezi ceva, întotdeauna cauți un meseriaș bun, îți iei materiale bune pentru că vrei ca această lucrare să dureze. De ce nu facem așa și la primărie? Am înțeles. Adică dumneavoastră încercați să-mi spuneți că sunt lucrări în hanță care s-au executat și nu sunt executate bine? Asta încercați să-mi spuneți. Nu încerc, chiar o spun. Deci, întotdeauna, aceste lucrări, vrem neapărat ca acel diriginte de șantier să-și asume responsabilitatea în a verifica conform proiectului și să fie făcută așa cum trebuie. Dacă vreți, asta înseamnă că s-a întâmplat ceva. Da, sunt lucrări care nu sunt executate așa cum ar trebui executate. Mai scapă câte o groapă, mai scapă câte nu știu ce, mai asfaltul nu-i turnat chiar cum trebuie și rămân tot felul de bălți și băltuțe. Deci este clar. Iar o chestie, uite, mi-aduc aminte păi acum. Păi și atunci dumneavoastră susțineți pe candidatul PNL care vine și zice că el continuă lucrările și alea le continuă tot în ritmul. Mă, nu vorbim doar de administrația PNL și de ultimii 8 ani, vorbim de când au început să fie implementate aceste lucrări. Fac o paranteză aici. Mulți vin și spun din poziția în care au fost acolo și au făcut anumite lucrări, eu am făcut asta și asta și asta. Era o glumă foarte frumoasă pe internet, mie mi-a plăcut foarte mult. Care? Să aplauzi un om care este în administrația publică sau în politică că a făcut chestiile astea, este ca și cum ai aplauda bancomatul că ți-a dat banii tăi. Păi, bun, păi atunci... omul ăla de-aia e pus acolo și e plătit ca să le facă bine. Dar pentru cel care nu le face bine, cum ar fi? Ar trebui să dea banii înapoi? Sau care nu face nimic? Aici e o bună... Vedeți că... Un punct de știți discutat. Știți cum e? Într-adevăr, nu aplauzi bancomatul că îți dă bani. Da. Dar până la urmă, dacă cineva a fost, a făcut, sau dacă cineva a fost, a făcut, pot totuși să apreciez că într-adevăr s-a ținut de cuvânt. Dar dacă cineva a fost și n-a făcut, da, atunci cum e? Aplauzi bancomatul că deși bagi cardul nu-ți dă bani sau cum? E o chestie destul de fină aici. Deci aprecierea se poate face foarte simplu, prin vot. Deci dacă oamenii consideră că un anumit administrator, acum depinde la orice nivel, că e Consiliul Local, că este primărie, că e Consiliul Județean sau așa mai departe, și-a făcut treaba, sunt absolut convins că îi va da votul în continuare. În momentul în care nu-și face treaba, el este penalizat la vot. Sau așa ar trebui cel puțin să se întâmple. Lumea să discearnă. Bineînțeles că peste tot sunt chestii de îmbunătățit. Și la firma mea, să nu credeți că noi nu căutăm soluții în fiecare an. Deci dacă stai și te plafonezi, acolo rămâi. Nu o să mai ai nicio șansă să te dezvolți la un moment dat. Tu trebuie întotdeauna să găsești
ceva să înveți din experiența pe care o ai și să o implementezi la următorul proiect mai bine și mai bine și mai bine. La asta fac referire în primul și în primul rând. Ok. Cu respect vă spun. Ce am auzit până acum mi s-a părut mai mult teorie. Aș vrea să aud și ceva concret. Uite, noi vrem să facem asta, asta, asta și ne-am gândit că putem să facem așa. Păi, cred că partea de ce am vorbit cu sportul a fost destul de concretă. Da. Partea de Dino Park, am zis că o să trebuiască să identificăm clar. Deci până nu avem, da, v-am zis pașii pe care o să-i facem. Foarte clar. Ce să identificați, domnul Botca? Că vreau să-l susțineți pe omul de la PNL și omul de la PNL vrea să zboare cu tiroliana peste casa lui Gavre, că el acolo vrea să facă, în pădurea Hațegului, la Zimbli. E, vedeți? Da, dar nu știu dacă este chiar peste casa aceea. Trebuie văzut proiectul. Ziceam și eu. Încă o dată. Păi da, dar cine e proprietar acolo? Așa sunt alții care vor să facă gondole. Păi nu, dar vă treziți că dumneavoastră sprijiniți pe cineva, cineva zice că vrea să facă ceva și vă intră proiectele, se dau cap în cap. Ce sprijinim noi vor fi proiectele realiste. Că exact cum vorbeam înainte, e diferența între viziuni... A, deci dumneavoastră sprijiniți proiectele, nu mai sprijiniți acum candidații. Păi bineînțeles că aceste proiecte sunt implementate de niște oameni, că cineva trebuie să le facă acolo. Păi și mai sprijiniți candidați sau proiectele al PNL-ului la primărie, da. Deci nu și s-a dacă schimbat omul vrea absolut nimic. Deci omul vrea din Opar la Zimbri, acolo pe pădurea Hațegului. N-ați citit, nu? Ați fost curios. Ba da, am citit, dar încă o dată, detaliile proiectului trebuie discutate, păi eu cred că nu există pe masă, proiect. Pentru că atâtea povești am auzit și eu, încât... Deci realizați că sunt la stadiu de povești deocamdată. Păi dacă nu erau la stadiu de povești, erau un stadiu de proiect sau așa mai departe. Nu povești, discuții. Și trebuie analizate mai multe variante. Discuții, deci, gen viziuni. Putem să o ducem în derizoriu, nu niciun fel de problemă. Putem eu să o duc ducem asta în derizoriu, cu dealul Hațegului. Dar putem să o ținem și la așa, de ce să nu ne legăm de proiecte luate de telegondole și plaje și așa mai departe. Deci, haideți să rămânem totuși în chestia asta. Astfel de proiecte există la finanțare, din câte știu eu. Poftim? Da. Astfel de proiecte există. Da, fără discuție. Și noi vom susține, încă o dată repet, orice proiect care este bine documentat și care este în folosul cetățeanului. Dar atâta timp când nu am datele, nu pot vorbi la concret când o să punem... Pentru că noi nu vrem să facem chestia asta politică cum o fac alții sau cum au făcut alții înaintea noastră. Mi-ar fi foarte simplu să zic, da, domnule, până în martie punem acoperișul pe stadion și o să fie și culoarea aia crem care cred că o să fie cea mai potrivită pentru el. Nu, haideți să vedem. Avem buget, nu avem buget. Ca prioritate, e clar că e una dintre priorități. La fel cum e prioritate și turismul și sportul. Bun, dumneavoastră vorbiți de competență și de chestii de genul ăsta. Echipe care să lucreze împreună cu Consiliul Local. Păi hai să zicem că la noastră în echipă ar fi oameni competenți. Da. Dar în celelalte echipe, pe locurile eligibile, sunt oameni competenți care să aibă habar despre astfel de proiecte? Că eu mă cam îndoiesc la unii. Personal cunosc câțiva. La unii mă cam îndoiesc. Personal cunosc câțiva care, da, cu care poți să ai o asemenea discuție. Doar discuție. Și în rest... Dacă intri în chestii tehnice, s-ar putea să-i pierzi pe drum. În rest, bănuiesc că fiecare partid, dacă nu are în cadrul partidului oameni pregătiți pentru asemenea discuție... Nu, că dumneavoastră trebuie să lucrați cu consilierii în echipă, nu cu oamenii în partid. Păi da, dar ei la rândul lor, aia vreau să spun, dacă nu au oameni pregătiți în funcțiile acestea, la rândul lor poate să întrebe pe cineva care să pricepe, că bănuiesc în cadrul fiecărui partid, păi ei ceva acolo consilierii... meditații consilierii pentru... Nu sunt meditații, adică nu trebuie neapărat să te pricep la toate, că nici eu nu mă pricep, dacă vii și îmi spui de sănătate, de exemplu, de la detalii, nu o să le știu, o să întreb pe cineva. Nu, discutam despre forma în care veți lucra, că vă treziți că vă duceți acolo în Consiliul Local. Poate aveți vreo idee, știți? Da. Îți faceți mapa și ăla se uită ca mâța în crenci, ca să nu zic altfel. Obiectivele astea, în general, trebuie să aibă niște caracteristici. Zâmbiți, nu? Unul dintre alea importante este să fie realist, da? Trebuie să aibă un termen limită, dar e la fel de important faptul că trebuie să fie și ușor de înțeles de către oameni. Și atunci o să trebuiască când veniți și facem un proiect de genul ăsta,
pe lângă partea tehnică, să avem pregătită și prezentarea aceasta pe înțelesul tuturor și ce trebuie să reiasă foarte clar din orice proiect, în primul și în primul beneficiile care sunt îndreptate către cetățenii Hațegului și a satelor aparținătoare. Dacă le explici cum trebuie, oamenii ar trebui să înțeleagă și dacă cumva nu înțeleg, atunci să întrebe pe cineva care le poate explica cu subiect și predicat chestia asta. Deci tot la meditație ajungem. Consultanți. Consultanți, îi spun meditații. Vă rog, ce proiecte mai sunt? Bun, am vorbit de partea asta. Uite, iar o chestie foarte maxim 10 importantă. Minute mai avem. Bun. O chestie foarte importantă. Au început câteva proiecte de izolare termică a blocurilor din oraș, de eficientizare termică. E un domeniu extrem de important, atât partea de locuințe private, cât și partea de clădiri publice. Și astea vor trebui să facă parte din acest program de eficientizare termică, pentru că și acolo banii care îi dăm pe încălzire, până la urmă, sunt banii noștri, că nu se nasc de altundeva. Dar venind înapoi la partea de blocuri, acolo, din ce am vorbit cu locuitorii din blocurile care au făcut parte din aceste proiecte, marea lor nemulțumire era faptul că aceste lucrări au fost făcute prin proiecte europene, prin care se finanța strict partea de eficientizare termică, adică partea de izolație. Ori blocul ăla avea în componență și un acoperiș. Acolo erau deja costuri suplimentare și ele împreună cu partea de cofinanțare generau niște costuri destul de ridicate. Pentru familie. Pe familie, da. Ce vrem noi să facem, să identificăm și am discutat deja, există șanse să identificăm niște surse de finanțare în așa fel încât aceste costuri să se reducă. Adică partea de finanțare să fie mai mare și partea de cofinanțare mai mică. Asta este un alt proiect. Dar cofinanțarea e destul de mică, să știți. Pe partea de lucrări legate de reabilitare, eficientizare termică. Da. Dar acoperișul nu este cheltuială neeligibilă. Am înțeles. Deci există alt tip de proiecte în care poți să prinzi alte lucrări care să fie la rândul lor eligibile. Normal că și ăsta o să aibă o parte de cofinanțare, dar mult mai mică. Altele legate de mobilitate urbană. Aici una dintre cele mai mari probleme o reprezintă lipsa locurilor de parcare. Noi o să încercăm să identificăm locuri. Uite, de exemplu, școala generală numărul 1. La un moment dat va fi liberă de sarcini. Se vor muta toate la școala care va fi terminată în curând. Acolo sunt o groază de spații. Vor fi foarte multe oportunități. Poți să folosești spațiul acela pentru o parcare. Ai o dita mai curte acolo. Vor fi o groază de săl de clasă. Țineți minte bine acest lucru. Acest cuvânt. Parcare. Care? Da. Și ar fi bine că deja se vehiculează cuvântul ăsta și l-am și pronunțat într-un live acum ceva vreme. Și ar fi bine, dacă acolo va exista vreodată o parcare, să fie o parcare publică și nu una concesionată cuiva anume. La momentul potrivit o să spun. Fără discuție, da. Ce am vrut să spun. Dar locul este mai mult decât ideal pentru așa ceva. Deci este chiar în condițiile în care dărâmați, ce mai e pe acolo de dărâmat? Sunt câteva clădiri de care cred că te poți dispensa ca să ai mai mult loc de parcare. La fel, clădirile din față pot fi folosite în tot felul de scopuri. Vorbeam înainte de sport. Acolo poți asigura baza materială pentru diferite cluburi, da? Să le dai o sală unde să desfășoare activitatea. Un club de șah, bineînțeles, nu are nevoie de un stadion. Poate să stea și acolo. Sala de sport nu este în cea mai bună condiție. Nu este la standardele la care trebuie să fie o sală de sport în zilele noastre, dar care ca să începi de la generală, numărul 1. A, bun. Pentru începerea practicării unui sport, este foarte bună, pentru că noi nu ne propunem neapărat să facem doar performanță. Vrem să atragem cât mai mulți tineri către chestia asta. Am înțeles. Tot legat de mobilitate urbană, trebuie reglementată odată chestia cu traficul prin oraș. Deci, ăla iar este un proiect care trenează de foarte multă vreme, făcut acel schimb între... Până când nu se face a doua centură, nu veți reuși să faceți lucrul ăsta.
A doua centură, asta iară, e părerea mea. Da, a doua centură iară este un proiect extrem de important care va avea nevoie de mobilizare, cred că din partea tuturor consilierilor de acolo. Nu văd cine ar putea fi împotrivă, pentru că este un proiect care duce clar la binele orașului. În primul și în primul rând că scoate tot traficul de acolo. Din câte am înțeles, există câteva variante, trebuie luate fiecare, puse pe masă, analizate. Și haideți să găsim o soluție, adică că nu fi deci, chiar așa de mare. Ca să faci a doua centură, că dumneavoastră a spus că primarul nu face tot. Ba, face. Și face foarte multă. Face că nu n-o se ducă consilierul local cu proiectul de șosea de centură, nu știu unde, și așa mai departe. Eventual, în cel mai fericit caz, merge viceprimarul. Da, dar dacă este o hotărâre de consiliu, bănesc o să treabă să meargă. Sau dacă nu merge, haideți să-l convingem atunci să meargă. Pe cine? Pe viitorul primar. N-ați înțeles. Deci primarul se duce cu ele. Da. De regulă primarul cu echipa de oameni care scriu proiecte, care nu știu ce, cu birourile tehnice și cu toate astea, fac chestia asta. Consilierul, din punctul meu de vedere, el zice, da, vreau centură, dar nu știe el pe unde să intre, pe unde să bată, ce studii trebuie să facă, ce aviză trebuie să obțină și așa mai departe. Aș trece chestia asta cu nu știe, nu știa. Nu știe. Asta e obiectivul. Nu spunem. Nu știe sau la un moment dat o să se plictisească și o să zică, au, știi ce, eu am alte treabă mai importantă acum, lăsați-mă, las că vin la ședință, votez și ok. De-aia vreau în continuare să promovăm aceste ședințe de consiliu ca aia care stau și păi nu, ea vin și votează. Frumos cum? Acolo și votează, da, adică să vadă oamenii în cine poate să aibă bază, cine vrea într-adevăr să facă chestia asta. Iar ne întoarcem la discuția asta. Acum în campanie toată lumea activă, toată lumea toată lumea... Dacă erau alegeri din an în an... Sunteți foarte activi toți, domnule, pe cuvântul meu. Dacă erau alegeri din an în an, cred că mergea țara asta sună. Fai de cap, nici nu aveau timp să mai stea în campanie, că tot timpul aveau ceva de făcut, da? Trebuia să-și pună în aplicare obiectivele pe un an. Gândiți-vă că ți-a părindat prin studioul ăsta, numai în ultima lună de ziua. Aici, exact. Și adică numai aici. Se consumă atât de multă energie, foarte bine, foarte bine. Nu, dar tot dacă, foarte vital, tot dacă vor, această știu, energie va fi transferată, dacă va fi transferată și după momentul 28 septembrie, o să fim extraordinar de bine de acum înainte. Și de-aia zic, haideți de acum să promovăm aceste chestii și să facem lucrurile altfel. Deci noi, dacă o să ajungem acolo în Consiliul Local, asta vrem să facem. Și vrem să ne tragă oamenii de mânecă. Ba, ai promis că faci chestia asta, de ce nu o faci? Eu nu cred că vreți să o tragă oamenii de mânecă. Ba da. Serios? Da. Bine. O dar tot așa, dar cu un amendament, deci cu argumente. Adică putem să avem și o discuție de genul ăsta să ne hârhâr, dar putem să avem și alea luate și cu argumente și bineînțeles că până la urmă consilierul local ăla când votează așa? Ăla când votează ar trebui să aibă niște date acolo, nu? Așa o văd eu. S-ar putea să fiu un pic visător, dar sperăm că aici o să ajungem până la urmă. Bun. Mie mi se pare asta. Eu știu și consilier local care habar n-o să citească un proiect de buget. Da, mă rog, asta e partea a doua și o să aveți și noastră surpriza dacă ajungeți consilier local să vedeți că sunt și din colegii noastre care nu știu să citească bugetul. Am ajuns la final de emisiune, domnule Botca. Un minut, ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi? A fost o emisiune destul de interesantă și dinamică. Păcat că nu aveam mai mult timp, mai erau multe lucruri de povestit. Da, asta vreau să le transmit. La cameră, vă rog. Mă voi repeta. Deci, vă rugăm frumos să ne aduceți aminte. În primul rând, să ne votați. Suntem pe lista de consilieri locali pe poziția numărul 9 și pe lista de consilieri județeni la poziția numărul 7. Votați-ne, dați-ne șansa să ajungem acolo, după care veniți și atrageți-ne atenția vis-a-vis de ceea ce facem bine și vis-a-vis de ceea ce nu facem bine, ca să putem îmbunătăți. Nu o să vină nimeni. Eu îi aștept. Da, o să se găsească câte unul să vă scrie pe Facebook, dar în rest... Lumea va uita și las-o așa să vedem ce, da, să vedem ce va urma. Domnule Botca, vă doresc sincer succes în alegeri. Mulțumesc. Și să ne vedem sănătoși. Doamne. Stimați-le spectatori, Adrian Botca, candidat plus pentru Consiliul Local Hatzeg, a fost invitat în studioul nostru. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Mai bine.